aici ca să vorbesc atât în mod obiectiv cât și în mod subiectiv despre acest subiect ușor dat uitării, dar necomentat. Știu că nu o să facă vizionări, nu mai urlați așa. Ce titlu voi pune la video? Well, aștepta să deschid Pornhub-ul și vă zic. Max Infinite vs. Shelly, doi youtuberi cu sume enorme de abonați pentru o comunitate atât de infimă. Am mai făcut odată un videoclip de genul ăsta, însă nu e nici pe departe la fel de inteligibil și pe vremea aia rațiunea mea nu era nici pe departe la fel de amplă ca acum. Max Infinite este un gamer care a primit un boost de abonați destul de mare de la I Hate Pink la debutul canalului său în română. Acesta pe parcurs și-a îmbunătățit atât calitatea video cât și audio a videoclipurilor, iar comentariul său atât inteligent cât și kid-friendly și diversitatea jocurilor au atras mereu un număr mare de oameni pe canalul lui. Ca să nu mai spun că serii precum GTA 5, Hello Neighbor sau PUBG au avut un mare impact în reach-ul său. Tocmai de aceea creșterea lui în abonați era constantă și impresionantă. Să nu uităm că posta câte 4-5 videoclipuri în fiecare zi cu rare pauze și tocmai de aia l-a întrecut pe Irafael la abonați prin 2017. Despre Shelly chiar nu am ce să spun, pentru că dacă îmi știți canalul meu, dar de Shelly n-ați auzit în viața voastră, well, mai știți pe afară în pula mea. Deci, cu alte cuvinte, întrebarea se pune, cum de un youtuber ca Max Infinite despre care am avut numai lucruri bune de zis a fost întrecut de Shelly? Max Infinite, deși în esență este același om cu un stil al comentariului la fel de bun ca în toți ceilalți ani, dacă vă uitați la el pe canal veți observa că în ultima vreme nu a mai postat chiar atât de multe videoclipuri. Nu este dreptul meu să-l critic pentru acest lucru, pentru că nu știu ce probleme are în viața de zi cu zi. Îl înțeleg dacă probabil s-a săturat de atâta GTA, pentru că are peste 700 de videoclipuri cu jocul ăla pe canal și de multe ori se poate observa că nici măcar el sau pisica nu se mai distrează făcând misiuni și plimbându-se cu mașinile sau îmbrăcând diverse costume penibile. Dar nu este doar asta. Vedeți voi, capuștan de 11 ani care iese pentru prima dată pe afară cu prietenii, kid-friendliness-ul și jocurile lui Max Infinite ți se pot părea foarte șmechere. Ești un copil mic, e bine să știi câteva cuvinte urâte, dar nu e ok dacă înjuri ca la ușa cortului. Habar n-ai ce e viața cu adevărat și încă ai iluzia că așa ușor va fi mereu. Ai rugat-o frumos pe mămică ta să te lase să stai acasă că ai test la istorie cu profa aia nașpa, logic că îți pierzi timpul uitându-te pe YouTube la gameplay-uri în română, unde dai de al de Max, Rafael, Pink și mulți alții, și logic că te abonezi și că îi vizionezi. Însă, ca licean frustrat atât de vârsta săcăitoare cât și de incorectitudinile venite de la oamenii cu care ești obligat să te vezi atât de des, Max Infinite ți se poate părea foarte penibil. Lăsați-mă să vă arăt următoarea secvență. Am ajuns la fete. What? Uite, suntem la fete, vezi? Uite. Am intrat în toaletă la fete. Și intrăm prin WC. Oh my god. Nu, eu nu vreau să mă duc în WC la fete. Da, trebuie să închid WC-ul. Hai că miroase frumos aici. Nu, miroase urât. Haide! Iac! Iac, miroase oribil. Nu, sunt răhăței. Nu, noi fetele nu facem asta. Aici au venit băieții și au făcut. Nu. E adevărat, ia uite ce au făcut fetele, ia uite. Dacă ai mai mult de 15 ani și ai râs la secvența asta, eu chiar zic să-ți faci prieteni. Dă-i telefon vecinului tău de la 2 sau colegului eluia de a-i luat ceva de Secret Santa, duceți-vă să beți o bere corectă și comentați aspectul fetelor care trec pe lângă voi. Crede-mă pe cuvânt că îți va face foarte bine. Stilul ăsta de nerd pe care îl place o gagică cool în facultate pentru că l-a lăsat pe el Dumnezeu cu bulan în vene, credeam că e doar în filme, serios. Deci, fără deci, până acum am vorbit atât despre activitatea lui Max Infinite, cât și despre stilul său de comentariu văzut dintr-o altă perspectivă. Acum să vorbim despre ce, pe mine cel puțin, m-a enervat în ultimul timp. Când am postat videoclipul care a ajuns să fie cel mai popular de pe canalul meu, am observat în comentarii un lucru destul de interesant. Unii părinți le aleg în mod expres copiilor la ce youtuber să se uite. Până acum un an jumate, aș fi zis că asta e cea mai mare prostie posibilă. Însă având în vedere că Abi Talent e promovat din toate părțile posibile, acum înțeleg perfect motivul. Desigur, tactica asta și așa nu cred că merge, pentru că puștiul curios care apasă pe toate butoanele site-ului ăsta va nimeri la un moment dat și bara de trending. Și de acolo s-a cam dus dorința părinților, dar e bine de știut că măcar se încearcă.
Dar unde vreau eu să ajung cu asta? Max Infinite, văzând probabil cum fac mulți oameni vizualizări, s-a gândit că este un mod bun și deloc penibil în cazul lui să bage titluri cu tentă explicită și thumbnail-uri care n-au nicio legătură cu jocul respectiv, dintre care unele având la fel tentă explicită. Iar dacă vă uitați pe live-ul lui, apare această poză. Începi la 69 de like-uri? Wow, ce amuzant! Imaginați-vă un preot făcând glume cu 69 și e cam aceeași imagine cu a lui Max Infinite. Adevărat, copilașii vor râde și vor spune că e doar un număr random, însă oamenii mai mari te vor crede un fel de clown pedofil sau ceva. Eu așa am făcut. Foamea de bani l-a captat și pe acest Maximilian, încât a dat cu piciorul în imaginea lui behind the scenes. Însă nu s-a gândit la cine se uită la el. Copilașii din ziua de azi se împart în trei categorii. Cei care se joacă Fortnite, cei care ascultă Abi și eventual or să ia notă de trecere în evaluarea națională și cei pe care părinții îi feresc să fie ca primele două variante și îi mai scot afară din când în când. Sau le aleg la ce să se uite, printre care și cei despre care am vorbit acum un minut. Tocmai de aceea, în momentul în care vezi titluri stupide precum mi-a pus mâna unde nu trebuie, mi-a băgat-o de la spate sau începem la 69 de like-uri, venit de la un fel de bonă de pe internet cum a devenit Max, nu prea mai ai încredere și așa și-a pierdut acesta o bună parte din audiență. Cel mai amuzant, dar și cel mai penibil lucru este că după o oră sau două de la postarea clipului, acesta schimbă titlul și thumbnail-ul în ceva mai normal. Pentru că, vedeți voi, notificarea este adevărata bombă într-un clickbait. Cu alte cuvinte, adolescenții se umplu de cringe la un videoclip de-al lui Max, copilașii au lăsat-o pe Mimi și învață expresii din anatomie de la 8 ani tot de la Max, se vede de la o poștă că Max nici nu prea se distrează în unele jocuri, dar falsifică lucruri bune, cu alte cuvinte disimulează, pentru că e sponsorizat să facă reclamă bună. În același timp, când pisica Miau Miau aduce în discuție lucruri legate de iubire, Max se înroșește și se comportă ca un copil pe cameră, încercând să schimbe subiectul, iar voi încă vă întrebați de ce rata lui de creștere nu mai e ce a fost și Shelly l-a în trecut. În concluzia numărul 1, nimeni de pe pământ nu se poate menține ușa de biserică. Însă dacă mereu ai fost cunoscut într-un fel, încearcă să te păstrezi în acel fel, pentru că respectul e greu de primit înapoi. În concluzia numărul 2, aveți grijă de voi, căci Izabeloi a venit să-i spargă pe terminații ăștia doi la foi. O zi bună!